Acest program vă este oferit de Superbet. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție exclusiv Dinamo. E miercuri, așa cum v-ați obișnuit deja, dragi dinamoviști, veniți alături de exclusiv Dinamo pentru a discuta problemele de peste săptămână în cele două entități la care țineți Clubul Sportiv Dinamo și SC Dinamo 1948 SA. O ediție specială, spun eu, invitatul meu este Ovidiu Burcă, antrenorul care a reușit să o readucă pe Dinamo în prima ligă și antrenorul care o bună parte din acest sezon a condus formația. Ovidiu, fără alte precizări, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Te salut și la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație, la mulți ani ție și celor care ne privesc. Spune-ne, te rog, ne încălzim, cum ești în momentul de față, în momentul în care ai fost la acea conferință de presă de la Săftica, în care ți-ai luat rămas bun după ce ți-ai prezentat demisia, ai zis că ne-ai rugat, că ai nevoie de pauză și vorbim după anul nou. Da, a fost o perioadă relaxantă pentru mine, am stat alături de familie, m-am odihnit puțin, cred că aveam nevoie, pentru că în ultimii trei ani și ceva, am avut perioade intense din punct de vedere profesional și simțeam nevoia unui repaus, da, sunt bine, mulțumesc. Cât de solicitantă a fost acea ultimă perioadă pe care ai avut-o la Dinamo? Și spun așa, intru direct în subiect, pentru că am fost la conferința de presă de după meciul cu FCSB, când eu consider că tu nu luasei decizia plecării. Nu, mă rog, revenind la prima parte a întrebării, e destul de dificil, mai ales la echipele astea în care există foarte multă atenție, unde există o bază mare de suporteri, unde ai totdeauna presiunea mass mediei, mă rog, în primul rând a fanilor, acționarilor, apoi mass media. Nu e ușor să traversezi perioade cum au fost cele de la Dinamo din acea perioadă, dar cred că am făcut față cu brio. Mă rog, vin anumite momente când simți că lucrurile trebuie să se oprească acolo. Am simțit asta, n-am ținut niciodată cu dinții de post. Întotdeauna am spus că atunci când voi simți că e momentul, o să fac un pas în spate și așa am simțit atunci. Exact după conferințe sau în acea seară în care ai avut... După meci imediat nu am simțit asta, dar a fost o seară grea pentru mine. În general dorm destul de bine, chiar și atunci când lucrurile nu sunt foarte bune. Dar a fost o seară mai grea pentru mine și am luat decizia că cel mai bine e să mă opresc acolo. Am vrut să te întreb chiar în conferința de la Săftica, tu cum traduci acest mandat al tău la Dinamo? Vii într-un moment crunt, într-un moment în care la Săftica nu prea erau jucători, se strângeau, știi prin ce ai trecut, promovezi echipa, apoi există acest recul al Superligii. Cum ți-ai caracterizat tu acest mandat la Dinamo? În primul rând, pentru mine, ca și experiență, ca și un antrenor care cumva sunt la început de drum, pentru că am aproximativ 3 ani și jumătate, 4 ani de când m-am apucat de meseria asta, eu cred că a fost o experiență extraordinară. M-a ajutat foarte mult, m-a făcut să cresc foarte tare ca om, ca profesionist, și eu văd foarte multe lucruri pozitive. Și în general sunt un om optimist și chiar și atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum mă aștept, întotdeauna sunt experiențe care uneori din experiențele alea înveți mai mult decât înveți din cele cu care, nu știu, ai succes sau cum a fost, aici au fost două părți distincte, a fost prima parte cu promovarea, apoi a fost partea de perioada din prima ligă, dar una peste alta, din ambele am avut de învățat foarte mult și nu știu cum, eu le caracterizez ca fiind de experiență extraordinară. Ovidiu, regreți că nu ai plecat mai repede? Nu regret asta, pentru că, așa cum ți-am spus și înainte, am plecat în momentul în care am simțit că trebuie să plec. Întotdeauna, dacă stăm să ne gândim la ce a fost, poate mai devreme, poate încă, poate ar mai fi trebuit să mai rezist un pic, să ajung la perioada asta de mercato în care
aș fi avut posibilitatea să așez echipa așa cum nu am avut-o în vara anului trecut, atunci când am promovat, pentru că atunci a fost o situație foarte specială și am fost foarte condiționați de foarte multe probleme. Să vreau să discutăm, să intrăm, să plecăm de acolo, dar știi de ce te-am întrebat? Pentru că la un moment dat mi s-a părut că tu acest capital pe care l-ai câștigat promovând echipa, ai fost un antrenor foarte iubit de suporteri. Ai început să-l pierzi treptat, 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 până când a ajuns și la o formă de ură în unele medii. Nu cred că s-a ajuns la o formă de ură, dar atunci când pierzi, așa cum am făcut-o noi, când nu reușeam să câștigăm meciuri, e normal ca o parte din suporteri, pentru că eu spun că după ce am plecat, avalanșa de simpatie pe care am simțit-o dinspre suporterii dinamoviști a fost una extraordinară și de asta aș vrea să le mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce am făcut pentru Dinamo și pentru mine personal, dar nu cred că am pierdut absolut nimic. Eu nu sunt un om politic ca să fie în atenția mea sau un obiectivul meu să câștig capital de imagine. Întotdeauna îmi doresc să-mi fac munca cu cât sau la un nivel cât mai bun. Dincolo, știi cum e, cu rezultatele uneori pot apărea, alteori e și o doză de hazard la mijloc, dar până la urmă eu am plecat cu fruntea sus, mulțumit de ceea ce am lăsat în spatele meu la Dinamo. Și acum revenind la că dacă tot am început să discutăm, cred că principala mea misiune atunci când am venit la Dinamo, și tu știi foarte bine că n-am promis absolut nimic, dar cred că cel mai bun lucru pe care s-a întâmplat cu mine pe banca lui Dinamo a fost că am reușit să readucem spiritul lui Dinamo, care se pierduse de foarte mult timp, și cel mai important, cred că am reușit să salvăm clubul de la faliment, pentru că exista acest spectru, exista această posibilitate în momentul de la Liga a doua, și am reușit ușor, ușor, creând de emulație și ceea ce am reușit să creăm în jurul clubului, să atragem oameni care să salveze din punct de vedere financiar, și astăzi, din punctul ăsta de vedere, Dinamo e un club aproape sănătos din punct de vedere financiar, chiar dacă mai sunt câțiva pași, mă refer aici la ieșirea din insolvență, dar Dinamo astăzi are niște oameni capabili să susțină clubul. Mă rog, poate nu așa cum și-ar dori majoritatea suporterilor, pentru că ăsta e un club greu, e un club unde trebuie să vii să faci investiții majore ca să te aliniezi cu istoria și tot ceea ce înseamnă Dinamo. Dar totuși, cei care au venit au livrat cumva ceea ce au promis, iar clubul din perspectiva asta e pe mâini bune. Mi-ai spus că nu ai avut posibilitatea să-ți aranjezi. În momentul promovării a existat acea situație a interdicției la transferuri. Da. Și vreau să te întreb, tu ai cerut conducerii să le fie prelungite contractele jucătorilor cu care ai promovat, pentru că a părut că mergi pe jucătorii cu care ai promovat. Ai vrut să mergi cu ei mai departe, deși unii au arătat în teren că nu a avut valoarea de Superliga. Vreau să vorbim puțin de momentul ăla, da, pe care tu l-ai spus și mie mi se pare foarte important, da, în primul rând, la tot ce s-a întâmplat după. Ok. Hai să vă spun cum au stat lucrurile. Știți foarte bine, am promovat destul de târziu, deja toate echipele, și mă refer și la cele care promovaseră la Galați și la Iași, deja își conturaseră loturile, pentru că la noi barajul ăsta a durat un pic mai mult. Apoi am avut și această interdicție la transferuri, erau acei 600.000 de euro care ar fi trebuit să fie plătiți. Și am avut discuție cu conducerea și bineînțeles că nu am fost 100% ferm convins că acei bani vor fi plătiți și vor fi deblocate transferurile. Și atunci am... Nu ai avut certitudinea asta din partea conducerii? Nu ți-au spus? Pentru că în momentul acela conducerea spunea avem situația sub control. Da, dar știm ce avem de făcut. Eu ca și antrenor n-am vrut să mă apuc să îmi structurez lotul, pentru că poate exista și varianta în care, nu știu, nu se ridica acea interdicție la transferuri și aș fi rămas foarte descoperit. Și am spus, păstrez lotul de jucători până în momentul în care se ridică interdicția la transferuri. Eu nu mi-asum riscul ăsta. Pentru că exista un risc, 1%,
dacă exista acel cineva risc. Cineva trebuia să-și asume riscul ăsta. Nu știu dacă eu n-am vrut să mi-l asum și de asta am rămas cu grupul de jucători o perioadă destul de lungă, până când a fost ridicată interdicția la transferuri și apoi am început să restructurăm puțin lotul. Deci asta a fost ideea. E acolo o cauză a exprimării lui Dinamo, pentru că noi ți-ai fi dorit jucători și o să revin după ce îmi răspuns la această întrebare cu un alt moment pe care tu... Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat și le-am văzut, le-am simțit pe pielea mea, că nu există antrenori magicieni. Depinzi foarte mult de calitatea jucătorilor, indiferent de câte metode, de cât ești de pasionat, de cât încerci să le ridici nivelul unor jucători, se poate realiza lucrul ăsta, dar e nevoie de timp și nu există antrenori magicieni. Depindem toți de valoarea jucătorilor, indiferent de cât de buni antrenori și ce mijloace avem de a antrena jucătorii. Ori eu, din perspectiva asta, nu am fost cel mai fericit antrenor. Deci spui că Reden White în acele momente nu ți-a spus clar ba că da, mi-a spus clar, dar întotdeauna a existat o suspensie de timp, așteptăm până la data de. Dacă aș fi dat afară jumătate din jucători și aș fi adus... Era o situație complicată, a trebuit să mergem cu lucrurile un pic amestecate, mergând în două planuri. De asta spun, lumea nu știe, dar a fost o situație foarte complexă de gestionat. Din perspectiva mea, ca și antrenor, a trebuit să mergem în două planuri până când am văzut. Pentru că nu venea nimeni, toți jucătorii cu care am vorbit, toți spuneau, ok, venim la voi, dar rezolvați-vă problema interdicției la transferuri. Iar noi interdicția la transferuri am rezolvat-o cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, dacă mi-aduc bine aminte. Nu puteam să aștept până atunci. Da, uite, mi-aduc aminte de un nume pe care l-am scris atunci și ar fi vrut să vină Vlad Dragomir, care a fost pe la... Da, Vlad era unul dintre punctele fixe pe care... Ai spus tu că nu-l vrei sau era pe în capul listei tale? Ce s-a întâmplat Vlad cu el Dragomir, că țin minte că Vlad Dragomir a fost în capul listei când a fost vorba de mijlocașii pe care îi dorim să-i aducem. Vlad și încă... Au mai fost mai mulți jucători care ne-au refuzat și care n-au vrut să aștepte după această ridicare a interdicției la transferuri. Și noi ne făcusem niște planuri de a transfera niște jucători. Din păcate asta a fost situația, n-am reușit să facem mai mult. Dar a fost o situație specială și nu vreau să arăt cu degetul pe nimeni. Când ai spus că ești mulțumit cu lotul pe care l-ai, pentru că ai avut această declarație la un moment dat, care după a fost taxată, te-ai gândit să-ți protejezi vestiarul sau normal, de ce ai spus Eu ca și antrenor și ca lider al vestiarului, mă bazez foarte mult pe principiul ăsta că oamenii trebuie să creadă în mine foarte tare. Nu mi-aduc aminte niciodată să fi dezamăgit pe vreunul dintre ei, chiar dacă unii au jucat mai puțin, alții mai mult și, mă rog, întotdeauna cei care joacă mai puțin. Dar din punct de vedere uman și al încrederii și a ceea ce le-am promis, întotdeauna am vrut să mă țin de cuvânt, iar eu cu ei am creat întotdeauna o relație super corectă și de asta niciodată și lumea m-a taxat pentru chestia asta. Întotdeauna mi-am apărat foarte tare jucătorii și m-a interesat foarte mult ca nivelul lor de încredere să fie la cote maxime întotdeauna. Și de asta, în momentul când ai un... Eu am văzut... mulți antrenori care fac lucrul ăsta, totdeauna spun că sunt nemulțumiți, dar eu nu pot să mă duc să intru într-un vestiar și să transmit în mass media faptul că nu sunt mulțumit de lotul pe care l-am, apoi să intru în vestiar și să le transmit o încredere totală jucătorilor cu care lucrez. Asta e principiul după care mă ghidez și, mă rog, unii l-au taxat. Acum mai spune același lucru în conferința de presă, pentru că e clar că valoarea lotului, și ai spus-o și tu, a fost unul dintre motivele pentru care au existat aceste rezultate slabe spre foarte slabe. Nu, ideea a fost întotdeauna că vom mai aduce, o să încercăm să integrăm jucători pe parcurs. Și ce s-a întâmplat? Și de ce n-au venit jucători pe parcurs? Au mai venit, dacă te uiți, au mai venit și jucători pe parcurs. Doar că asta a fost. După aia nici nu mi-am dorit să fac așa o restructurare totală, pentru că n-am avut foarte mult timp la dispoziție. M-am bazat foarte mult că jucătorii de anul trecut înțeleseseră niște lucruri din punct de vedere tehnico-tactic, începuseră să mă înțeleagă pe mine. Cred eu că le-am ridicat foarte mult nivelul și, sincer, și eu poate am avut o mult prea mare încredere în ei.
Pe de altă parte, ceea ce am realizat cu ei, că și asta lumea m-a acuzat, dar din punct de vedere emoțional față de grupul de jucători de la Liga 2, era imposibil să nu mă atașez. Eu știu că în fotbal toată lumea spune că nu trebuie să te atașezi emoțional, că trebuie să fii, nu știu, în ceea ce privește jucătorii, dar eu tocmai cu acest atașament și cu această conexiune pe care am avut-o cu lotul de jucători am reușit să promovez din Liga 2 în Liga 1. Ori nu puteam să mă schimb atât de repede. Era dificil. Sunt până la urmă om, am și o trăire mele, sentimentele mele. Ca să ieșim din acest subiect, dacă nu ar fi existat această chestiune cu interdicția la transferuri, ai fi rămas pe acel lot? Dacă nu ar fi existat acea interdicție la transferuri, cred că lotul, mă rog, nucleul de jucători de la Liga 2 alături de care am promovat, poate că dintre ei l-am fi ținut, dar am fi adus mai mulți jucători și de mai bună calitate, cu siguranță. Să vreau să mă întorc, că ai spus că ești atașat de vestiar și lucrul ăsta s-a văzut în multe momente. La momentul acela al grevei. Nu aveam altă soluție decât să fiu, mai ales că știți bine, și la Liga 2, la jumătatea campionatului, n-am putut să transferăm niciun jucător. Și atunci am găsit întotdeauna și a fost un an dificil. Și cum a fost momentul ăla al grevei? Pentru că mie mi s-a părut acolo că a fost și o parte de regie din partea ta. E părerea mea. Nu știu dacă a fost regie, dar m-a deranjat foarte cu tare. Cu plecarea, cu supărarea, cu nu, tot ce s-a întâmplat la acea conferință în care m-a deranjat foarte tare. Eu, pentru că eu l-am acordat acestor jucători toată atenția mea și toată dragostea mea. Și nu m-am așteptat nicio secundă că vor avea acea reacție. Pe de altă parte, asta pe de-o parte, pe de altă parte au fost și niște jucători care livraseră mult prea puțin și nu aveau niciun drept să facă ceea ce au făcut și am considerat că... Cei de care te-ai debarasat în acel conflict. Poți să te întreb unde ai plecat atunci când ai plecat de la Săftica și vreo două zile n-a dat nimeni de tine? Unde să plec? Am plecat acasă. Știi de ce te întreb? Nu. Pentru că există o informație că te-ai fi dus în apartamentul unui jucător care era la Dinamo atunci. E adevărat? Da. În apartamentul unui jucător? Da, da. Nu. Nu e. Sub nicio formă, nu. Am înțeles. Hai să ieșim din discuția asta și te rog să-mi spui dacă în decursul acelui sezon ai discutat cu conducerea, nu știu, îți dau un nume, Ronaldo Deaconu, ați discutat pentru a-l aduce... mai devreme sau mai târziu? Și nu, să-mi spui tu unde. Da, am avut câteva discuții legate de faptul că cum să planificăm această perioadă de mercato și a fost și Ronaldo Deaconu pe lista pe care, mă rog, sau în discuțiile pe care le-am avut. Eu am ținut foarte tare asta cred că se întâmpla în februarie, noiembrie, dacă nu mă înșel, și le-am spus că tot ceea ce ține legat de transferul și de nume și de strategia pe care o să o facem, i-am rugat să discutăm la începutul lui decembrie, pentru că eram prins și era și acea atmosferă tensionată și nu aveam energie să stau să-și discut și despre... pentru că căutam soluții, echipa nu reușea să câștige, dar în unele discuții pe care le-am avut a fost și Ronaldo Deaconu pe lista... E adevărat, colegii tăi alături de care luai decizii, nu știu, îți dau un nume, Gabi Glăvan, Vlad Iacob, o perioadă, ți-au spus că Dinamo are nevoie de întăriri, că trebuie să aducem jucători, iar tu ai mers pe partea asta, nu că eu cu oamenii ăștia, cu băieții ăștia am promovat, cu ei vreau să merg mai departe nu până în pățelea. Întotdeauna am fost pentru a aduce jucători. Eu să nu credeți că, dincolo de faptul că am avut o conexiune cu grupul de jucători, am fost ferm convins că pentru a reuși la Liga 1 ai nevoie de jucători de calitate superioară. Și întotdeauna am fost pentru a aduce jucători. Deci cine spune alte lucruri, ori e rău intenționat, ori nu cunoaște realitatea. Deci întotdeauna am pus problema aducerii jucători de calitate, pentru că știam că Liga 1 e una dură, în care nu poți face diferența doar din, nu știu, dintr-un plan tactic deosebit. Liga 1 înseamnă jucători de calitate și trebuie să
Și noi trebuia să ne ridicăm la nivelul ăsta din punct de vedere al jucătorilor. Deci întotdeauna am cerut să-mi fie aduși jucători, doar că a fost o situație, cum ți-am spus mai devreme, iar eu nu sunt unul dintre antrenorii care să iasă public și să facă presiune pe conducători. Am un anumit comportament pe care îl consider normal. Întotdeauna în întâlnirile pe care le-am avut cu ei le-am pus problemele astea pe masă, ei au știut foarte bine. Dar asta a fost situația. A venit Lucas Alves, un jucător pe care ți l-ai dorit pe parcurs și a surprins că i-ai creditat banderola de capitan. Aveai nevoie de un lider? N-avea Dinamo un lider? Pentru că un jucător venit care nu cunoștea niciun fel realitățile clubului, într-adevăr, jucase la un anumit nivel, primește banderola de capitan. Da, simțeam nevoia unui lider cu o autoritate foarte mare în interiorul echipei. Am crezut că Lucas, cu experiența pe care o avea și din discuțiile pe care le avusesem cu el, mi-a transmis faptul că poate fi liderul ăla de care echipa are nevoie. Eu cred că, mă rog, acum e un context în care, știi cum, vezi prea puține lucruri pozitive. Sau, mă rog, până, eu vorbesc doar până când am fost eu acolo, dar, mă rog, Lucas e un jucător cu personalitate, e un jucător care, din punctul de vedere al, și cum e aici în vestiar, ai mascul alfa pe care trebuie să-i domolești și trebuie și un anumit tip de ținută fizică, dar și un anumit tip de carieră din punct de vedere fotbalistic. Iar el a jucat la echipe și în campionate importante, eu cred că dintre toți pe care aveam acolo, era unul dintre cei care se impunea ca și capitan. Te întreb cum au răspuns ceilalți masculi alfa și aici vorbesc de capitanii desemnați de vestiar. Păi, Răzvan Patrice, nu le-a căzut Moura, bine. Sunt ferm convins că nu le-a căzut bine. A fost o decizie ușoară. Dar întotdeauna mi-asum deciziile, uneori nu trebuie să dau explicații nimănui pentru așa am crezut eu că e mai bine și cred că am luat o decizie bună. La fel au fost mai ales faptul că pe mine m-a impresionat foarte tare, ca și capitan de echipă nu trebuie neapărat să porți banderola pe mână. Iar mie mi-a demonstrat că am luat decizia bună în momentul în care, la meciul în care l-am desemnat capitan, s-a accidentat, nu mi-aduc aminte cine, și a intrat Răzvan și Lucas l-a oprit și a dat banderola. Da, pentru mine. Da, a existat acel moment. Pentru mine asta, și de atunci a rămas la Patrick. Și pentru mine asta a însemnat că era cumva jucătorul pe care eu îl proiectasem așa ca și imagine și asta a fost un gest de lider adevărat. Să știi că au fost câțiva jucători pe care i-ai păstrat în baza acestei situații pe care am tot repetat-o până acum, dar pe care nu te-ai mai bazat la un moment dat. Nu știu, Roșu, Duimovici, sunt două exemple. Nu te-ai mai bazat. Cum a fost relația asta în acest barometru? Personal, din punct de vedere personal, să știi că încerc să am același tip de relație cu toți jucătorii, indiferent că joacă sau nu joacă. E clar că unii, atunci când nu primesc minute așa cum și-ar dori ei, din perspectiva lor, se schimbă puțin lucrurile. Dar eu am încercat întotdeauna să separ foarte clar. Adică o decizie tehnico-tactică nu are nimic de a face cu relația mea personală cu jucătorii. Și de asta cred că și jucătorii care joacă mai puțin, aveam o super relație cu ei la nivel personal, uman. Dar îi simțeam că, mă rog, ca eu să ajung aici, a trebuit să trec prin multe perioade în care să îmi dau seama de anumite lucruri, să știu cum trebuie să gestionez lucrurile astea, dar îmi dau seama că pentru ei, ca și jucători, la vârsta pe care o au, n-a fost ușor. Dar l-am încercat să fiu cât mai aproape de ei și eu cred că au simțit-o, că mai ales că și după ce am plecat, cu mulți dintre ei am avut câteva schimburi de mesaje și, mă rog, am simțit că raportul uman dintre noi... Au fost și jucători de la care te așteptai să primești aceste mesaje și nu le-ai primit? Nu, cred că, nu știu dacă n-am numărat sau n-am contabilizat, dar cred că toți jucătorii mi-au trimis mesaj și atunci când am plecat și... După meciul de la Sibiu, ai intrat în vestiar
supărat. Ai avut o ieșire în care le-ai spus că în iarnă se vor schimba lucrurile pentru mulți. Cine nu se ridică la... A fost la un moment în care te-ai rupt de ei? Acea ieșire... Nu, nu m-am rupt, dar știi cum? Eu sunt omul care îi protejează... Până atunci nu mai auzisem acest lucru din partea ta în vestiar. Păi nu știu ce informații ai tu din vestiar, dar în mod public, la nivel public, de, la nivel declarativ... Nu, la nivel de vestiar, e clar. La nivel declarativ, public a fost prima dată după meciul de la Craiova când am spus lucrul ăsta. Și în vestiar, normal că la un moment dat a fost nu știu dacă după meciul cu de la Sibiu sau în care... Ei trebuie, adică sunt omul care îi sprijină, le pune la dispoziție absolut tot suportul pe care trebuie să-l pună un antrenor și un om, dar vine un moment când trebuie să-i trezești, știi? Și acum am avut fel și fel de metode și mijloace și probabil că la un moment dat le-am spus și asta. Pentru că ăsta era adevărul, ca să poți să-i trezești, să creezi o anumită stare la nivel mental, uneori și puțină frică nu strică și atunci... apelez și la lucrurile astea, mai ales că noi veneam după o perioadă mai complicată și lungă de timp. În perioada asta complicată și lungă de timp, ce te-a deranjat cel mai tare? Pentru că au fost voci din Glory care au atacat, a existat reacția suportului la nivel de forum, pentru că galeria până spre sfârșit a rămas, nu a scandat demisia, dânsă s-a auzit demisia din spre tribune. Care e momentul care te-a deranjat cel mai mult? În tot ansamblu nu, discuții. Vă spun sincer că legat de ceea ce se întâmpla în exterior, nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare, pentru că înțelegeam cumva reacția oamenilor. Dar uneori reacția foarte violentă, așa, chiar și doar verbal, a unor foști colegi, poate... Nu că m-a deranjat, dar m-a surprins. Foști colegi ce? Să spun că m-a surprins, nu m-a deranjat. La cine te referi, la foști colegi? Nu, dar au existat mai mulți care au fost așa foarte violenți și foarte... Dar în general te critică oamenii care au făcut mai puțin decât tine. Oamenii care au făcut mai mult, în general au păreri decente, pentru că știu cât e de greu. În general, și nu, încă o dată spun, nu m-a deranjat, dar mi-a creat așa o stare de surprindere, să spun. Apropo de foști colegi, ai venit în acest proiect și ai fost chiar la prima emisiune exclusiv Dinamo alături de Vlad Iacob și a spus că a existat un triumvirat care a pornit la drum tu, Vlad Iacob și Gabi Glăvan. După s-a alăturat sau în perioada aia și Andrei Niculescu. A apărut așa o despărțire de Vlad Iacob, a existat acea conferință la Arcul de Triunf după plecarea lui, înlăturarea lui din funcția de administrator special și după tu ai răspuns. Cum a fost momentul ăla? Păi, în primul rând... Și ce te-a deranjat în discursul lui? În primul rând vreau să spun că eu pe Vlad știu că l-am supărat, pentru că în momentul când am plecat de la Dinamo în conferința de presă, ar fi trebuit să-l numesc și pe el ca fiind unul dintre oamenii alături de care și să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru mine. Doar că el a avut niște declarații nepotrivite și l-am omis, lucru pe care n-ar fi trebuit să-l fac și mi-a părut... L-ai omis special sau da, pur și simplu? Da, l-am omis special, dar după aia m-am stat să mă gândesc și nu cred că trebuia să fac lucrul ăsta. Iar Vlad, într-adevăr, trebuia să-i mulțumesc și lui, pentru că a fost, până la urmă, omul care oficial m-a numit în funcția de antrenor și a fost alături de mine în perioada de la Liga a doua și, să spun sincer, e un băiat în care eu, din punct de vedere profesional, l-am crezut și cred în continuare foarte mult. Dar v-ați achitat după momentul ăsta? Spui că regreți acum, n-am mai discutat cu el, pentru că, mă rog, s-a stricat relația în momentul în care eu am încercat foarte mult să intervin în conflictul pe care l-a avut cu Andrei. N-am reușit. Dar era rolul tău ăsta, Ovidiu? Nu era rolul meu, dar rolul meu era... Că și asta a fost o altă discuție, că n-am avut un rol de simplu antrenor și că am fost mai mult, pentru că a fost o situație specială, iar trebuia, în unele situații a trebuit să fiu mai mult decât un antrenor. Nu pentru binele meu neapărat, ci pentru binele lui Dinamo. Și am făcut lucrul ăsta fără niciun fel de problemă. Și le regret că ai fost mai mult și spune un nu, moment. Nu regret că am fost mai mult. Mulți suporteri au spus. Pentru că am făcut întotdeauna ce am considerat că este mai bine pentru Dinamo. Uneori...
în defavoarea mea ca și om și ca și antrenor. Dar am făcut ce am crezut eu că este cel mai bine pentru Era Dinamo. Era bine pentru că au existat voci care au spus chestia asta pentru Dinamo, ca Ovidiu Burcă să vină în anumite proiecte ale Red and White, antrenorul echipei, care nu aveau nicio legătură cu partea tehnică. Și mă refer aici la acele conferințe în care ai apărut crowdfunding, da. Toate discuțiile astea care nu mai au niciun fel de importanță în momentul de față, da. Ca... Atunci, încă o dată spun, am făcut ce era cel mai bine, ce credeam eu că e cel mai bine pentru Dinamo, pentru că dincolo de ce, și am văzut un interviu pe care l-ai făcut cu domnul Șerdean, da. În care l-a spus clar că singura ofertă reală și, bine, au fost două, una a venit dinspre PCH prin Răzvan Zăvăleanu, pe care n-a luat-o în considerare, și o alta singura a celor de la Red and White. Da? Deci oamenii ăștia au venit lângă noi într-un moment în care noi aproape că ne eram cu apa deasupra capului. Da? Pentru mine lucrul ăsta însemna mult. Și alături de oamenii ăștia am zis că pornim la un drum. N-au venit ca niște milionari excentrici. Știm foarte clar, au avut niște limitări din punct de vedere financiar. Dar au salvat clubul de la faliment. Da? Au venit, au achitat niște lucruri, am luat licența pentru Liga 1 și așa mai departe. Eu personal m-am simțit dator să le întorc această favoare, pentru că n-am făcut-o pentru mine. Dincolo, am rămas cu, domne, te-a luat Red and White, te-ai dus, te-ai susținut și nu trebuia să faci asta. Eu am făcut-o pentru Dinamo. N-am făcut-o nici pentru Red and White, nici pentru nimeni. Pentru că la momentul ăla existau Andrei și Eugen, și știi foarte bine, doi oameni care au niște resurse financiare limitate și resursele lor nu ajungeau pentru a menține în viață un club ca și Dinamo. Și am crezut că acel proiect poate fi o sursă de finanțare pentru clubul Dinamo. Simplu. Ai spus două nume, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu. Plecarea ta se leagă așa, am încercat să fac un traseu, Andrei Nicolescu, ai avut o ședință înainte de a anunța decizia la sediul clubului, în care eu am scris că n-a fost pe un ton prietenesc. Bine, nici momentul nu era chiar de porumbei. Cum a fost acea discuție cu o seară înainte de anunțul tău? A fost o discuție, nu știu, tu ai informații tot timpul dintre astea din inside. Dar, într-adevăr, a fost o discuție mai aprinsă, pentru că situația era foarte tensionată. A fost și Gabi Glăvan la acest. Da, a fost și Gabi și normal că atunci când lucrurile nu sunt așa cum trebuie, apar fel și fel de păreri, disensiuni. Dar, Ovidiu, dar ce v-ați spus? Situația era clară, tu luase decizia. Nu luasem decizia. Nu l-ai prezentat aia, decizia? După discuția, după seara aia am plecat și mi-am dat seama că îmi pierdusem sprijinul conducerii, iar pentru mine asta a însemnat foarte mult. Adică dincolo de orice, în momentul când conducerea simți că nu mai are încredere în tine, cred că ăla e momentul să faci un pas în spate, eu asta am simțit. Fără acea discuție plecai de la Dinamo? Nu știu să răspund acum, dar discuția aia a contat. Acea discuție aprinsă, în trei. Nu, dar încă o dată, eu am simțit nu numai că de discuția aprinsă, am simțit că se pierduse încrederea. Aceleași lucruri pentru care... Dar știi cum, aici a fost pentru mine o lecție foarte importantă și pe care am învățat-o. Mă rog, dar așa se întâmplă. În momentul când e bine, toată lumea îți laudă mijloacele, spune așa. În momentul când nu e bine, după câteva luni de zile... Toate acele argumente pentru care lumea te-a lăudat că echipa promovase și a avut succes, îți erau puse la îndoială. Ori eu asta nu am cum să... A fost pentru mine ceva ce m-a frapat puțin și mi-am dat seama că era momentul să plec. Te-ai simțit trădat de acești doi colegi? Pentru că relația voastră era și de prietenie, să spunem. Nu, sub nicio formă, nu. Nu m-am simțit. A fost o situație... Pentru că, uite, Andrei Nicolescu spune chiar ieri, a spus că m-am pus scut pentru Ovidiu Burcă și am picat eu în unele momente. Da, am citit și eu declarația, m-a surprins puțin, dar, mă rog, e perspectiva lui de a vedea lucrurile.
În primul rând, eu n-am declarat absolut nimic și până acum n-am vrut să discut absolut nimic și nu o să o fac în continuare, dar eu cred că pentru mine n-a trebuit să se pună scut absolut nimeni. Eu cred că mi-am câștigat fiecare minut pe care l-am stat pe banca echipei, cred că mi-am câștigat cu prețul pasiunii și dedicației cu care am lucrat la clubul ăla și nu cred că nimeni ar fi trebuit să se pună scut pentru mine. Dar ai simțit acest scut dacă Andrei Nicolescu vorbește despre el? Încă o dată. Știi că a fost și scut Andrei are, și punct Andrei, fix. Andrei și are cumva sindromul ăsta de salvator. Da? În viață nu trebuie să te pui scut pentru nimeni, în viață trebuie să ai grijă să te pui scut pentru tine, nu pentru altcineva. Dar Ovidiu, dacă are sindromul, înseamnă că și este salvator sau nu este salvator. Una este să ai sindromul, alta este să la nivel de creativ să nu. Dar încă o dată spun, nu cred că nu trebuia nimeni să se pună scut pentru mine. Da? Pentru că dacă ne uităm puțin, încă o dată spun, eu mi-am câștigat absolut fiecare minut pe care l-am stat pe banca echipei. Nu mi-a dat nimeni și nu mi-a oferit nimeni absolut nimic. Am venit într-un moment foarte complicat al clubului și am livrat niște lucruri la care nu s-a așteptat nimeni. Dar aici, până se pune cineva scut pentru mine, eu n-am nevoie să pună nimeni scut pentru mine. Eu mi-apăr singur interesele, demnitatea, orgoliu, profesionalismul, pasiunea, n-am nevoie. Știi de ce patinez pe subiectul ăsta? Pentru că este omul care a plecat la Rapid, ați avut o relație de prietenie pe care nu o poți nega, nu știu dacă mai e de actualitate prietenia asta, pentru că de la fotbal te mai și cerți. Și ați ajuns la declarația asta, eu o să-ți mai citesc o declarație pe care Andrei Nicolescu o face chiar de pe scaunul pe care stai tu, imediat după plecarea ta, spune: la Săftica s-au întâmplat niște lucruri de care eu nu știam, niște neînțelegeri legate de modul în care se lucra. Și am întrebat eu pe ce parte, pe partea tehnică a fost răspunsul. Sunt surprins, da. Ce crezi că a fost? Pentru că nu dau seama. Organizare tehnică? Nu dau seama. Dar să faci astfel de afirmații mi se par cumva că nu e ok. Eu și nu o să mă vedeți spunând niciodată că în birourile administrative niște lucruri nu erau coerente. E urât să faci lucrul ăsta, dar mă rog, fiecare aș terne și doarme așa cum crede de mai bine. Pentru că întrebarea mea era compusă și din numele Eugen Voicu, o să te întreb de un la fel de un eveniment de care am scris. A doua zi după această întâlnire ai mers la biroul lui Eugen Voicu de la Certinvest. Ai discutat, probabil ei spus că ai luat decizia și nu, și pleci. Am avut cred o discuție, că te-am surprins mergând pe jos așa într-o ploaie de asta. Am avut o discuție cu el în care am spus că lucrurile nu funcționează și să găsim o soluție împreună și am găsit-o. La ce soluție te-ai gândit? Atunci erai cu demisia în buzunar? Soluția a fost ca să încetăm colaborarea și el a fost de acord și eu. Cum l-ai simțit pe domnul Voicu când i-ai spus? Pentru că domnul Voicu de fiecare dată a avut la fel, dacă la un moment dat în discursul lui Andrei Nicolescu erai punct fix. Domnul Voicu de fiecare dată a spus că avem un antrenor cu care vrem să ducem proiectul până în ani. Da, așa a fost. Până la un moment dat lucrurile așa păreau că... Dar, încă o dată, și nu sunt supărat pe absolut nimeni, pentru că, încă o dată, Eugen e de-abia intrat în fotbal. În general, când judeci un antrenor, trebuie să-i judeci... Și, mă rog, oamenii au tendința asta să uite mult doar spre rezultat, dar cred că la un antrenor trebuie să îi judeci foarte mult etica muncii, ceea ce livrează din punct de vedere al metodelor și mijloacelor, iar din punctul ăsta de vedere, nu, cu tot respectul, nu aveau cum să emită o judecată în ceea ce mă privește, doar că rezultatele au fost alea care au fost și atunci, normal că ceea ce spuneam, metodele și mijloacele pentru care eram ridicat în slăv cu 4-5 luni înainte au fost toate puse sub semnul întrebării, pentru că rezultatele nu mai erau aceleași. Dar se întâmplă la fotbal lucrul ăsta.
După această discuție a ieșit în presă acel subiect legat de salariile compensatorii. Tu ai cerut salariile, contractul până în vara lui 2024 sau ți-a fost oferit? Că trebuie lămurit și subiectul ăsta. Și sunt sigur că mie te-a deranjat atunci. Mie nu-mi place să discut despre aspectele materiale și nu cred că are rostul să discutăm acum despre lucrul ăsta. Eu trebuie să te întreb. Da, ceea ce pot să spun este că nu am luat de la Dinamo nici măcar un euro pe care nu l-am meritat. Și nu cred că... Mă rog, și au fost... Știi foarte bine, la un moment dat au insistat foarte mult ca eu să primesc niște acțiuni și le-am spus că nu-mi doresc lucrul ăsta pentru că vreau să rămân antrenorul echipei și că... Adică, păi fi legat de Dinamo, practic. Până la urmă ești antrenor profesionist. Nu puteai să te duci, de exemplu, la voluntari, dau un exemplu, și să fii acționar la Dinamo. Nu aveai etic cum să faci treaba asta. De asta spun că eu cred că acea propunere a fost un derizoriu. Nu, n-a fost un derizoriu. Chiar au crezut că... la momentul ăla credeau că o să fim... Mai bine să dea o ciocolată, scuză-mă că îți spun. O să fii 18-20 de ani. Nu, mai bine îmi făceau un contract de antrenor alături de care să construiască viitorul lui Dinamo. Pentru că ăsta a fost un aspect pentru care, pe care eu am spus din start, nu vreau acțiuni pentru că sunt antrenor, dar eu aveam un contract pe care îl semnasem atunci când am venit, l-am semnat cu ochii închiși pentru că era o situație în care nici măcar nu știe dacă o să iei bani, dacă e salariu, dacă exact. Și eu asta le-am spus, dacă vreți într-adevăr să și aveți încredere în mine, eu am un contract care nu e, și nu mă referam aici la cifre, pentru că am spus că ceea ce m-am asumat din punct de vedere al cifrelor, nu vreau nici măcar un euro în plus, doar că existau niște clauze și existau niște lucruri pentru care, sau care nu se oglindeau cu viziunea lor de la momentul ăla de a construi împreună viitorul lui Dinamo. Deci dacă vreți, cumva, vedeți că la contractul meu sunt niște probleme. Haideți să le rezolvăm, dar nu sunt bani, nu țin de bani. Pentru că ce mi-am asumat, nu o să vin să vă cer. Și ce s-a întâmplat cu această solicitare a ta când pe partea cealaltă ți se dădeau acțiuni? Nu, contractul a rămas așa cum a fost semnat cu la venirea mea la Dinamo. Și atunci nu... A clipit ceva? N-ai avut un semn de... A clipit ceva, da. Când se întâmplă? Când a fost momentul ăsta? A fost atunci, după promovare. După promovare. Da. Dar a fost și situația cu Vlad, cu Andrei, complicată, cu RTZ-ul, cu noi acționari care au venit și a fost agitație. Poate că dacă clubul era mai așezat, poate că altfel ar fi stat lucrurile. Tu mi-ai pomenit, tu îmi deschizi întrebările. Ai vorbit cu noi acționari care au venit, care sunt foarte importanți. Vorbim aici de Renovatio, care în septembrie vin cu bani. Și spun eu că dau un declic așa, da. Foarte, foarte important. Ai discutat și aici, o să spun direct numele pentru că eu l-am prezentat, domnul Aurel Arion, că nu știu, cred că este altcineva implicat. Ai discutat? Da, da, am discutat. În momentul când i-am cunoscut și eu personal, în momentul în care au venit și pentru ei... Mă rog, cum sunt acești oameni care nu se arată? Ceea ce am emulația pe care am creat-o odată cu promovarea echipei au făcut să atragem foarte mulți oameni care au existat foarte mult interes, iar unii dintre ei care au fost și deciși să vină au venit și i-am cunoscut și eu, pentru că eram parte din proiectul care le fusese prezentat. Eu eram un punct fix, așa cum... Așa cum spuneai tu mai devreme. N-am și oamenii, da, mă rog, oamenii sunt niște oameni foarte ok și sincer pentru viitorul clubului m-a bucurat foarte tare că am reușit să catalizăm, să aducem lângă noi oameni de așa calitate. Dar te așteptai în momentul în care mergeai la acele conferințe de presă, în care până la urmă și de astea au făcute, să vină oameni, chiar simpli suporteri sau suporteri cu mai mulți bani alături de echipă, Renovatio să fie singurul atras, pentru că mai este domnul Pavel. Mai e domnul Pavel. Domnul Pavel, care a venit de la început, imediat după. A fost domnul Florică, dar s-a retras între timp. Te așteptai la o mai mare implicare din partea Dinamo și lor cu bani, să spunem, sau a oamenilor de afaceri, că până la urmă SECE Dinamo 1948. Sincer, mă așteptam, da. Mă așteptam să fie mai mult apetit pentru... Dar cumva...
imaginea negativă care a fost creată acestui tip de proiect și eu nu înțeleg de, mă rog, înțeleg, dar una dintre problemele mari a fost faptul că acest proiect n-a fost împachetat așa cum trebuie și că a fost deformat total. Cred că s-a greșit foarte mult la comunicare și la strategia de comunicare a ceea ce îți doresc să facă. Pentru că, și mă uitam după aia, Hagi a venit în mod public și a spus că el vrea lângă el parteneri mai mulți, vrea 10 parteneri, fiecare să aibă nu știu că la sută și ți-aduce aminte, da? N-am auzit nimic, bineînțeles, Hagi rămânând manager general și așa mai departe, n-am auzit nimic, niciun comentariu negativ. Cei de la Red & White când au venit și au spus, domnule, vrem, avem pachete, ne dorim mai mulți oameni care să creadă într-o echipă de management și așa mai departe, au început tot felul de discuții, tot felul de... Și a fost prezentat într-o lumină foarte negativă și probabil că mulți s-au oprit tocmai din cauza asta. Pentru că știu și eu câțiva care tot au stat în tatonări, da? Și până la final... Oameni importanți. Oameni, da, niște oameni pe care am cunoscut pe parcurs și eu. Dar până la ora asta nu se află în acționariatul Red & White. Care a fost relația cu RTZ, cu Răzvan Zăvăleanu, care era implicat, cel puțin în prima parte, a fost implicat în viața echipei, a și ajutat cu sfaturi la transferuri, împrumutat clubul? Eu am avut o relație foarte bună cu Răzvan, indiferent de cum au fost vremurile, adică fără acționari, cu acționari, noi care au venit, am avut întotdeauna, am înțeles cumva mecanismul RTZ și ceea ce fac dumnealor. Am înțeles că lucrurile trebuiau să aibă o anumită desfășurare. Din punctul meu de vedere, am avut, chiar dacă uneori nu mi-a plăcut ce am auzit, pentru că am primit și multe refuzuri legate de jucători, dau un exemplu, jucam la Giurgiu, plecam în ziua meciului, aș fi vrut să stăm cu o seară înainte de Giurgiu, mi-a spus, nu există buget. Simplu, nu că nu vreau eu, nu se poate. Chiar dacă uneori nu mi-a plăcut ceea ce auzeam de la ei, dar întotdeauna am avut o relație profesională și cred că mai mult decât atât, destul de bună. Și cu el, și cu Claudiu, și cu Alex. Ai avut ultimul cuvânt la transferuri în momentul în care au fost aduși jucătorii? Am fost parte din echipa care a gestionat lucrurile astea. Nu știu dacă am avut eu ultimul cuvânt, dar cred că am avut cuvântul pe care trebuie să-l aibă un antrenor. Trebuie să fii de acord cu anumiți jucători care ți se propun. Încă o dată, noi am plecat noi pe niște... Noi auzisem că tu sortai foarte bine. Bine, nu e ceva de rău treaba asta. Și Zeljko Kopić, în momentul de față, sună jucători... Îmi pare rău acum că nu am acordat mai mult și să fiu un filtru mai puternic. Asta apropo că spuneai tu că am filtrat și am sortat foarte mult. Îmi pare rău că n-am făcut-o mai mult. Adică n-am fost atât de riguros cât ar fi trebuit să fiu. Aici îmi pare rău, da? Dar vreau să încă o dată îți amintesc că jucătorii pe care am avut în cap de listă nu prea am putut să-i aducem. Și a trebuit să căutăm din nou, ne-am lovit de refuzuri. La un moment dat intrasem în panică, nu aveam mijlocași, nu aveam atacanții veniseră destul de vreme, nu aveam fundași și a trebuit să luăm, să facem niște compromisuri în a aduce niște jucători. Am o imagine așa de la meciurile lui Dinamo, meciurile de acasă. La un moment dat, în vestiar, a intrat și nu de puține ori și Andrei Nicolescu în postura acționarului sau administratorului special. Te deranja când intra? Avea acceptul tău să intre în vestiar? Lucrul ăsta l-am stabilit cu el de la bun început și cred că așa trebuie să se întâmple de fiecare dată când un conducător vrea să intre în vestiar, pentru că acolo ceea ce contează, sau mă rog, autoritatea antrenorului într-un club de fotbal este cea mai importantă. Iar orice se întâmplă care atentează la autoritatea în fața grupului, atunci lucrurile nu sunt ok. Și am avut întotdeauna această relație în care întotdeauna mi-a cerut voie, uneori a intrat, alteori n-a intrat. A fost o relație ok din punctul ăsta de vedere. N-a intrat niciodată peste mine, fără să-mi spună. Nu ai fost deranjat. Nu. Încă o dată, au fost momente în care m-a rugat și nu era cazul să intre, alteori când am vorbit, am comunicat,
a intrat, a vorbit jucătorilor fără niciun fel de problemă. Spune-mi, te rog, ai fost inspirat când ți-ai ales colaboratorii? Unii, pe unii i-ai găsit aici și ai lucrat cu, ea, cu ei, alții ți-ai ales tu? Păi eu spun sincer, am fost foarte norocos din punctul ăsta de vedere, pentru că am avut un staff extraordinar. Sorin, încă o dată, Colceag, l-am găsit aici, dar îl cunoșteam. E unul dintre cei mai pregătiți antrenori din fotbal românesc, la nivel teoretic, și chiar și ca și experiență, are o experiență extraordinară. Apoi Mădălin, preparatorul fizic pe care l-am luat, a fost un băiat extraordinar care ne-a ajutat foarte mult. Iar din punctul ăsta de vedere, am avut un staff, Naiulica Mihăiescu, care a venit cu partea lui de experiență, de bună dispoziție, de ce trebuie să facă, este ce trebuie acolo să facă un antrenor. Lasă-ți da? Apoi la Liga 2 l-am avut pe domnul doctor Miu, care din păcate atunci când a venit, da, și am avut o problemă reală la începutul ăsta de sezon, pentru că fără doctor și fără munca pe care eram obișnuit ca el deja să o facă, am avut ceva probleme. Și n-am găsit foarte ușor un medic. Am găsit pe cineva care între timp și el a plecat, pentru că nu era un medic sportiv, era un medic ortoped, chirurg, care venise să ne ajute, dar nu s-a adaptat, pentru că aici e un mediu... Da, la fotbal e mai greu. Mediu e mai greu, nu e ca la spital. Dar una peste alta, mă rog, a fost foarte mult. L-am avut pe Sabin, team manager, un băiat extraordinar. Nu, n-am avut niciun fel de problemă, chiar... Am fost un norocos din punctul ăsta de vedere. Spune-mi, te rog, cum vezi Dinamo de azi încolo? Să spunem, Dinamo a început să se miște, că a existat această presiune cu transferurile din partea suporterilor, din partea noastră a presei, că Dinamo nu aducea jucători. Dinamo a început să aducă chiar astăzi, miercuri, au fost semnați încă 2 jucători. Vin jucători, se salvează, simplu, pentru că dacă o să retrogradeze și numele lui Ovidiu Burcă o să fie acolo. Nu cred că, adică, nu, n-aș merge atât de departe. Dar de ce nu? Pentru că, încă o dată, am plecat într-un moment când, dar sunt tot antrenorul nu care... Nu te-ai considerat vinovat dacă nu Dinamo nu promovează? Care, dacă sunt Dinamo antrenorul care nu are, nu a avut... condițiile pe care clubul le poate oferi astăzi, da? Și aici mă refer și la jucători care vin, un anumit tip valoare individual, jucători care poate să vină, și spuneam până la urmă că nu există antrenor magicien, există jucători de calitate, bineînțeles, pe care tu trebuie să-i gestionezi și să-i ordonezi și să le dai o direcție, dar condițiile pe care clubul le oferă la ora actuală sunt unele extraordinare. Chiar pentru nivelul ligii întâi, cu bază de antrenament, cu tot ceea ce se oferă la Săftica, salarii plătite la zi, unele salarii deja da, foarte plafonul bune, salarial plafonul care a crescut foarte mult odată cu intrarea noilor acționari și care în vară nu erau lângă echipă, că lucrurile sunt într-o cu totul altă dimensiune față de cum... Încă o dată, Ovidiu, n-o să te consider vinovat pentru retrogradarea lui Dinamo în cazul în care Dinamo retrogradează, Doamne ferește, pentru suporterii dinamoviști? Nu. Da, nu pot să faci afirmația asta și nu mă consider încă o dată. Eu am gestionat o situație super specială și nu cred că pot. Adică ce se întâmplă de acum încolo, la fel și meritul va fi acelui care a venit după mine dacă va salva și nu am eu absolut niciun merit. Că la fel cum nici într-o parte, nici într-alta. Corect. Consider că misiunea mea a fost încă o dată să... Sau misiunea pe care am avut-o, mi-am îndeplinit-o. Ai vorbit cu Zelko Copi și te-a sunat? Nu am discutat cu el, dar mă rog, el l-a preluat pe Sorin, care a rămas acolo, și pe Mădălin. A avut toate informațiile de care avea nevoie. N-a fost nevoie să mai avem și eu un dialog cu dumnealui. Cum arată Dinamo varianta Zelko Copici față de varianta Ovidiu Burcă? Eu o să, uite, cu permisiunea ta, o să spun că este o echipă care joacă mult mai direct. Da, Da, joacă mult mai simplu, mult mai realist. Bine, era o situație specială care a venit și a trebuit să se adapteze niște lucruri. Întotdeauna nu seamănă niciun antrenor cu altul. Filozofia dumnealui e poate diferită de ceea ce cred eu la fotbal, dar una peste alta mie mi-a lăsat o impresie foarte bună și cred că are capacitatea să salveze Dinamo.
Tu ai părut așa că mori în brațe cu filozofia ta, pasele mărunte, construcția de la portar. Nu crezi că ar fi trebuit să implementezi și tu un asemenea stil mult mai valabil, din punctul meu de vedere, pe realitatea vestiarului? Calitățile vestiarului. Bine, privind acum în urmă și văzând... Un stil, atenție, aplaudat și lăudat de mulți din fotbal, dar până la urmă ineficient. Încă o dată, la fotbal ce e mai important este eficiența. Dincolo de a avea un stil, pentru că am văzut acum există și o discuție legată de Dorinel, pe care eu l-apreciez foarte mult, pentru că drumul către succes la fotbal sau cărările, că nu există un singur drum, fiecare antrenor își alege ceea ce vrea să facă și nu e nimic de contestat. Da? Încă o dată, eu am niște principii legate de jocul de fotbal și defensive și ofensive și nu cred că, adică eu cred că voi avea succes cu ele, pentru că nu sunt lucruri inventate de mine, nu sunt lucruri pe care, nu știu, să mă gândesc că sunt personal ale mele. Poate că în România am venit cu un aer proaspăt, pe care fotbalul românesc poate nu l-a simțit atât de bine, dar sunt lucruri care în străinătate se întâmplă de foarte mulți ani și cu foarte mare succes. Iar legat de adaptarea unui stil, nu-ți garantează nimeni că dacă, sau mie cel puțin, nu-mi garantea nimeni că dacă mi-aș fi schimbat stilul, aș fi avut mai multe puncte, poate aș fi avut mai puține. Deci asta nu ți-o poate garanta nimeni. Apropo de planul tactic pe care îl aplici atunci când pierzi un meci, cel mai bun plan tactic pe care trebuia să-l aplici era ăla pe care nu l-ai aplicat. Așa că rămâne întotdeauna discuția asta. Știi ce am observat în mandatul tău care a durat? Pentru un antrenor din România ai rezistat. Pentru Dinamo, pentru Dinamo bine, cu atât mai mult. Da. Ai schimbat foarte mult jucătorii, ai încercat să-i pui pe posturi, să-i încerci și pe alte posturi, de foarte, foarte multe ori. Păi am fost nevoit. Ți s-a reproșat treaba asta în acea discuție pe care ai avut-o cu Andrei Niculescu și Gabi Glăvan? Am fost nevoit cumva să mă adaptez din mers. A fost așa un cub Rubik de multe ori. Nu chiar. Nu te gândi că am luat acum jucătorul din, nu știu, din atac, l-am pus în apărare. Adică au fost anumite lucruri nevoit. Aveam niște probleme în echipă, am încercat tot timpul să le rezolv. Întotdeauna am încercat să schimb niște lucruri la fiecare meci ca să surprind adversarul pe care îl întâlneam. Întotdeauna îți iei măsuri de precauție, vezi unde e puternic, când vezi cu ce ai putea să-l... Pentru că până la urmă fotbalul e un joc de strategie. Și strategia pe care o aplici la fiecare meci nu e simplu și deciziile pe care le iei din punctul ăsta de vedere nu sunt simple. Dar faptul că am fost versatil și am schimbat tot timpul, mi-aduc aminte și la barajul cu FC Argeș, i-am surprins în primul meci foarte tare cu tactica pe care am folosit-o și la fel cum am făcut și în meciurile de la Liga 2. Foarte mulți adversari nu știau la ce să aștepte și lucrul ăsta ne-a adus foarte mult succes. Asta apropo de a fi contestate unele lucruri cu care am avut succes în promovarea de la Liga 2, lucrurile astea nu au mai fost de actualitate în momentul când am promovat la prima ligă și lumea a început să te conteste, știi? Dar, mă rog, dincolo de numere, de ce încercam noi să facem, lucrurile sunt foarte simple. Principiile la fotbal rămân la fel tot timpul. Dincolo de modulul tactic, de 3 fundași, de 4, de 3 mijlocași, de 3 atacanți, de 2, principiile întotdeauna la fotbal sunt la fel. Deci noi asta am încercat să facem, să avem niște principii foarte clare, atât pe fază defensivă, dar și pe fază ofensivă, și în funcție de adversar, de adversarul pe care le întâlneam, să schimbăm anumite lucruri. Ovidiu, spune-mi, te rog, în discuția asta noastră, apropo de că ai scris că ai primit mesaj de felicitări, ai vorbit cu Andrei Niculescu, ți-a trimis un mesaj de anul nou? Cu Andrei, după ce am plecat de la Rapid, am avut o perioadă în care n-am vorbit foarte mult. Noi suntem niște prieteni buni, vechi, dar, nu știu, lăsăm timpul să cicatrizeze niște lucruri care s-au întâmplat între noi. E momentul ca timpul să rezolve aceste, exact, aceste chestiuni care s-au derulat. Spune-mi despre tine, te rog frumos, ca să încheiem, că ne aflăm pe final. Ce urmează pentru Ovidiu Burcă? Să spunem că urmezi cursurile pentru licența Pro Dicadu, da, Federației Române de Fotbal.
Pentru mine anul ăsta va fi un an foarte important. Ai antrenat pe derogare la Dinamo pentru că ești și ai promovat echipa. Da, îmi voi obține licența pro anul ăsta. E un lucru foarte important. Foarte important este că după acest debut pe care l-am avut în cariera de antrenor, am reușit să-mi creez o viziune foarte clară asupra jocului, o viziune pe care urmează să o îmbunătățesc. Sunt ferm convins că experiența asta și tot ce am acumulat acum și m-a ajutat cumva perioada asta de pauză să-mi clarific, să-mi sedimentez niște idei mult, mult mai bine structurate în mintea mea și aștept oferte. Pentru că, na, ca orice antrenor, aștept un context în care să pot să exprim din nou filozofia despre Hai fotbal. Hai să-ți exprim eu fantezie așa de viitor, că vorbim pe fantezie în momentul de față. Te sună Steaua, FCSB, Rapid, rivale de la Dinamo. Te duci? No, la FCSB și la CSA, că mă întrebai și înainte de așa, e greu să pot să ajung eu să antrenez acolo. De ce e greu? Pentru că sunt cumva crescut, în ADN-ul meu este Dinamo și e greu pentru mine să ajung acolo. Dar în rest... Vezi că rămâi pe bandă. Da, în rest toate echipele care sau cei care mă vor dori, n-am nicio problemă. La Rapid am făcut o muncă fantastică, am început cu proiectul ăla când nu mai exista Rapid. La Craiova am crescut, cu echipa aia sunt oltean, deci cumva am... Știi că asta cu olteanul câteodată mai apărea așa că ești oltean și ești foarte încăpățânat. Este Ovidiu Burcă încăpățânat? Nu, sunt încăpățânat când vine vorba despre niște principii și niște lucruri în care eu cred foarte tare. Nu sunt un... întotdeauna în România, domne, știi, trebuie să fii mai maleabil, să fii... Când e vorba de niște lucruri în care cred foarte tare, atunci nu mă bat de la ele. Sunt într-adevăr încăpățânat. Dar sunt un tip al dialogului și chestia asta cu încăpățânatul am auzit-o de la foarte mulți. Dar cred că toți antrenorii de mare nivel au o personalitate puternică. Dacă așa o traduceți prin încăpățânare, atunci... Așa se spune, că ești încăpățânat. Astea sculese așa din... Nu, ți-am explicat de ce sunt încăpățânat când vine vorba de seriozitate, de disciplină, de unele principii de la care chiar nu mă abat, indiferent de avantajele sau dezavantajele pe care mi le aduc. Spune-mi, te rog, ce relație ai avut cu suporterii, cu Peluza, Cătălin Hândal, cu Peluza, de fiecare dată mergeai, salutai... O relație extraordinară. O relație, chiar dacă la început, nu știu, am venit așa, în povestea asta un pic timid și lumea nu m-a cunoscut foarte, pentru că am fost un jucător nu emblematic, am fost un trecător așa prin curtea lui Dinamo, chiar dacă totuși am făcut parte dintr-o echipă care a câștigat cupe și campionate, n-am fost un jucător emblematic pentru ei și cumva a fost timidă relația la început, dar pe parcurs s-a transformat în ceva fantastic, iar pentru mine ceea ce am construit împreună, pentru că alături de ei am construit ei anul ăla magnific. Ei au fost acolo la Săftica în momentele în care practic nimeni nu mai credea. Da. Și de asta, faptul că și am spus-o mereu, le-am mulțumit întotdeauna pentru faptul că au reușit să țină în viață clubul ăsta și au făcut niște sacrificii enorme, iar relația mea cu ei este una care, indiferent de ce s-a întâmplat, rămâne la fel. A câștigat mai mult Ovidiu Burcă cu Dinamo sau Dinamo cu Ovidiu Burcă în momentul de care vorbim, momentul critic? Că tu veneai, ai promovat cu Slatina, Liga Secundă, ai plecat de acolo din nu știu eu ce Eu cred motiv. Că a fost un win-win deal. Adică eu cred că am câștigat foarte mult alături de Dinamo, dar cred că și în urma mea rămâne ceva important în istoria clubului. Să mai vii la meciuri? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Mai ales că acum am timp să și văd dintr-o altă perspectivă niște meciuri. Da, când o să am posibilitatea o să vin cu mare drag. Ovidiu Burcă, îți mulțumesc, îți urez un an cât se poate de bun. Te așteptăm în iarbă pe banca unei echipe. Dragilor, vă mulțumesc și vouă și vă aștept ca de fiecare dată, în fiecare zi de miercuri, la aceeași oră.
orele 21 la exclusiv Dinamo, emisiunea dedicată suporterilor dinamoviști. Noapte bună! Cu mascota norocoasă și culorile iubite, hai, băieții, și pasiunea de superfan, cu rivalitățile tale, cu dezbaterile tale favorite, sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Acest program v-a fost oferit de Superbet.